Bună ziua și bine v-am găsit la un nou vlog. Aici fermierul vostru preferat. V-am spus episoadele trecute, vlogurile trecute, nu mai știu exact în care, că o să mă duc undeva în seara asta și nu puteam să vă spun pentru că era surpriză. Mă duc la o sală de kickbox să fac un sparring, să ajut un băiat la să se pregătească pentru că va lupta în următoarea gală RXF. Nu vă zic mai multe despre adversarul meu, să-i spunem așa, o să-l vedeți când ajungem acolo, oricum o să întârziem, că, na, trafic, și ne vedem de acolo, să vedem dacă și el e, cum să zic eu, de acord să filmăm ce facem, sparring, chestii, vedem, ne vedem de acolo. I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please Lord give me a sign, a sign. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody. If I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.
me a name. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up. Controlul lateral. Genunchiul este aici și celălalt genunchi este aici, da? Bun. În situația asta, pe priza. Bun. De aici pot să-ți fac mai mult. Pot să mă sui pe tine, pot să-ți fac americana, pot să-ți fac mura, pot să-ți fac ambas. Cea mai simplă, încearcă să faci mâna, ca să simt ce mai mult. O să încerc să faci mâna asta pe gâtul meu, pe gâtul meu. Bun? Și în situația asta, să-mi dau una la o parte. Și aici, să te blochezi, da? Da. Asta este triunghiul. Și în acest moment, te strâng, dai tap-tap, nu mai poți, da? Da. Așa, bravo, bravo. Nu-i bravo. Nu, chiar e bună. Poți să ai acolo așa, chiar acolo e dar pune de tot așa cum. Da. Piciorul la control aici și poți aici. Da, da. Nu trebuie să n-am pus sarul de dormit. De aici? Da. Da, nu. Și acolo și da, nu, e greu. E greu că te ții bine în asta. N-am greu. V-am spus că o să am, să spunem așa, o surpriză. De fapt, cred că ați văzut deja imaginile. M-am alintat un pic cu Alex, voi știți de justițiarul de Berceni. Are pe 6-9, cât era? 6 iunie. 6 iunie. Are meci în Galerii XF cu Ovidiu Neveu, prea cunoscut, Ovidiu Neveu, știți deja. Ce părere ai? Părere așa după tine, da. Să fie meci interesant. Crezi că va dura mult? Nu. Am vorbit și mai devreme noi și a zis și el că se așteaptă la o nebunie, o rafală de brațe, de ciocane. Fără tehnică, fără nimic. O să intre mine ca ultimul tac. Și dacă mă țin bine pe picioare și rămân tehnic, slabă șansă. Sunt acolo la Chișac. La Chișac, da. Atâta, să sperăm că nu i-a mers odată. Meciul trecut, părerea mea. Băi, bine, nici la oficiul n-a fost acolo meci. Adică nu părea că e acolo, știi? Da. Părea că n-a răscut. Și-a luat un bal, bă, da, s-a dus tot. Emoții nu cred. N-am emoții. N-am emoții. Deja dacă faci YouTube data timp. Nu. Eu abia aștept. Și după el? Mai ai pat cineva în cap? Nici m-am gândit sincer, prea mult la chestii. Asta e, bă, voiam neapărat să zic într-un meci de Rixen și să mai s-o fac și pe asta. Dar tu nu te vorbise cu altcineva înainte? Nu trebuie să-i cu altcineva prima oară? Pervers, de tot. Dar nu prea voia lumea meciul ăla. A, n-a vrut lumea meciul ăla. El a vrut? El inițial a zis că da, dar după aia nu a făcut nimic pe internet și dacă nu faci nimic pe internet, nu știe lumea, nu interesează pe nimeni, știi? Da. Cam asta e. Păi și așa, prima persoană care îți vine după ce câștigi meciul ăsta, prima persoană pe care face. Pe care aș face, pe care mai face. Nu neapărat cu răutate, cu ceva și de răutate, nu, dar nu știu, cu Raul Dan aș face. Raul Dan? Da, și nu e cu răutate, dar îmi place de Raul Dan la nebunie. Eu n-am văzut, am văzut meciul ăla, nu... Adică ce-am văzut pe TikTok cum se mișcă și astea, mă așteptam să fie mult mai viteza. Urmăresc de mult ce am pe Raul Dan și la el mă uitam, el făcea chestii de cramă, agare, autoapărare, făcea la nebunie. Uitam ce viteză are omul ăla, bă,
și am o schimb și respectiv, nu este și care ar fi o onoare pentru să mă lupt cu el. Da, să vedem ce face meciul ăsta, că și eu sunt curios, vreau să-l văd. Eu cred că o să bată rezultații. Da. Are furia aia în el acum. Da, da, s-a văzut de la... L-a omorât psihic, că el a venit acolo, cred că s-a trebuit atât de repede într-un mic chec în barbă. Da, da. Și acum cu cine face, ce se bate cu fratele? Cu fratele, cu Alex, Alex Zanoaga. Stare, sunt curios și acolo. Păi și Alex Zanoaga e bun, e tehnic. Șansă cu furia, doamne, e la un. Da, dar uite, și de la o furie de-asta a pus... Cred că acum, deși e, la, e mai furios, dar cred că o să fie mai calculat. Că meciul ăla ai văzut, s-a băgat și s-au apăcat. Da, Tenșolul știu pe TikTok de mult timp și pare tehnic și are viteză. Dar meciul ăsta nu, n-a apucat să arate nimic, din păcate. N-a apucat, s-a grăbit. Eu cred că s-a grăbit foarte mult. De celelalte meciuri ce părere? Meco cu Lucky, de exemplu? Meco cu Lucky o să te foarte repede. Da, dar cine crezi? E greu aici. Ideea e așa. Lucky e foarte mare. Cât nu are cuțea foarte mare viteza la care ce trapez, ce mușchi, ce tot are el, acolo nu are cu să fie rapid. Deci cred că Meco. După Meco că am văzut... Nu știu, poate primele 30 de secunde, că da, a făcut la palmare, a făcut box acum, a întâlnat bine pe box cu maestru Gemănaru. Cred că o să fie un ambarbă în primele 20 de secunde. Cred că ăla o să fie fără spărare, ăla cred că o să fie mai spectaculos pe aici. De ce să fie spărare? Sunt mare amândoi, viteză... La mine cu nevrem ce o să fie, o să fie... Eh, o sunt alte meciuri mult mai slabe, te rog. Da, adică la Tatiana cu fata aia, nu știu cum o cheamă, nici dar nu o să vorbim. Nu știu. Da, nu știu. Nu știu acum. Nu, acolo eu zic că stau să strâng la decizie după 3 reprize. Dar o să fie 3 reprize de alea. Ale cu ea, Tatiana? Tatiana cu fata aia. Da. Deci... Greutate mare, o să busească foarte repede. Cred că renunță, poate data asta renunță care mai zic, că nu se mai văd sufru. Da, da, da. Păi nu, asta ar fi mișto, să fie mai meciurile astea mai interesante și să lupte, nu să... Măi, meci interesant o să avem. O să avem Meco cu Lucky, o să avem Raul Dan cu Alex Zanoaga, Fahiru cu George Zanoaga. Deci, astea sunt deja meciuri foarte interesante. Dar asta a pierdut cu Fahiru, cine are cum? Sau nu are? Aftănase are cu Andy Constantin. Da, de la bătut Gianni. Gianni Miniță. Celos, sunt foarte multe meciuri. Majoritatea sunt interesante. Într-adevăr, una, două sunt așa de tehnici. Cum pe tine, că am văzut că au deschis de pariuri. Ce cot ai, ai dat? 2.5. Compania sunt prostit de PNV-ul. PNV-ul? Dar are contul mai mic el? Păi da, e favorit, are 1.55. Bun, cred că aici facem noi un... O mică chestie așa, punem și noi un pic. Îi dublăm, un 5 se fac de aici, vorba aia. De suc, dacă îi pierdem, știm unde stăm. Nu, glumim, glumim, glumim. Asta a fost surpriza, surpriza, să-i spunem așa, am schimbat, am ieșit un pic din fermă, am schimbat cu animalele, cu agricultura, cu toate astea, am ieșit un pic, am mai socializat. Știu că poate unii dintre voi vă întrebați ce caută video-ul ăsta pe canalul Domeniu Anghel, care în mare parte e cu agricultură, creșterea animalelor. Eu consider că Domeniu Anghel, eu reprezint Domeniu Anghel în mare parte, pe lângă fermă, dar eu reprezint fermă pentru că eu fac tot acolo, canalul de YouTube, mă vedeți numai mie, Moaca. Și uneori încerc să mai și schimb ca să nu plictisesc. Plus că mi se pare un video interesant. Alex se pregătește pentru gală. L-am ajutat cât am putut și eu acolo un pic. O să conteze, cred. Și încercăm să mai diversificăm. Nu o să pot mereu, sau vă dați seama, an de an să stau să pun exact același ciclu, de exemplu cu plantarea, sau să vă pun 100 de ori videouri când scot pui, devine repetitiv și plictisitor, vă zic 100%. Așa că când mai am ocazia, mai schimb un pic, cum să zic eu, placa, să zicem așa. Nu uitați, meciul lui Alex o să fie pe 6 iunie. În caz că vreți să-l susțineți, trebuie să plătiți ca să puteți vedea gala live. În caz de vreți să pariați, eu zic că are șanse destul de mari și are o cotă destul de bună. Asta așa ca un mix sfat. E treaba voastră ce faceți mai departe. Băgați responsabil. Rămânez o invitație. Când vrei tu, toată vara, sâmbătă, duminică, te aștept la fermă, o să avem reptile, avem tot ce am eu pe acolo cu animale. Când vrei tu, vii, facem un grătar. E la frișul de plăcere de București, adică mine de parte. Plăcerea mea, abia aștept. Și promiți? Promit. Gata, e pe cameră. Eu sunt cu natura, cu animale, dar ești cu animale, gata, m-am câștigat. Când vrei, vii frumos, te relaxezi, stai la soare. Și nu uitați, până data viitoare, susțineți producătorii locali. Pa!